A fost cu adevărat sărbătoare la sfârșitul săptămânii trecute în comuna Boteni, cu ocazia zilelor localității. Nu a lipsit zona generoasă rezervată gurmanzilor, cu tochitură de pui, pastramă, mititei și tot felul de alte preparate la grătar. O zonă de bâlci cu tobogani și carusel pentru copii, dar și zona rezervată spectatorilor, acolo unde pe scenă au urcat mai întâi elevii școlii gimnaziale Petrețuțea, care au prezentat o scurtă istorie a instituției de învățământ din localitate. Din 1838, în județul Mușcel se deschid 72 de școli sătești, în care și în satul Boteni. Primul candidat de învățător din Boteni ce învață la școala lui Jianu din Câmpul Lung se numește Oprescu Niță, viitor revizor școlar în zona Argeșel. Flăcău de 19 ani din Oprești ce ținea de comuna Stâlpeni, ai căror părinți erau trecuți la neamuri. Categorie socială privilegiată din punct de vedere al birului. Școala din Boteni avea două încăperi, cu dimensiunile de 7 stânjeni și 4 palme și 4 stânjeni și 6 palme lățime. Sediul școlii era peste gârlă, în fața fostei primării, învățătorul locuia în școală. Școala avea drept mobilier în acel timp, 1848, 4 bănci, 6 semicercuri pentru învățător și o masă. Apoi, într-un cadru festiv, primarul Vasile Leau și viceprimarul Constantin Popescu au premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Familia Oancea, Ion și Elena. Așa. Deci, să fiți sănătoși. Înainte să vă dea Dumnezeu. Vâjean, Constantin și Elena. Hai, emoții! Să fii sănătoși. Gherghe, Ion și Marieta. Hai să fii sănătoși. Tu ia banii. Și nu, invers, scuze. Vei fi și ia-ți asta. Hai să fii sănătoși. Duță, Constantin și Loria. Să fii sănătoși și tot ce vă doriți. Sănătate-ți multă să vă dea Dumnezeu. Și mai avem familia Chelcea, Constantin și Constantina, maestru Chelcea. Întreaga atenție s-a îndreptat ulterior spre scenă, acolo unde au urcat membrii ansamblului Doina Argeșului, cu instrumentiștii și soliștii săi renumiți. Cea care o să spargă gheața și o să aducă bucurie și dragoste și cântece frumoase, Elisaveta Turcu Juverdeanu! La mulți ani, omule bun, asta ziua ta îți spun, mă. Ne privește galic, mândruțele, noi rupem podeaua cu cismele. Nu e om să-mi fie dragofnic al meu, cum ești tu când fiu dragofnic al meu. Te cunosc chiar de departe, ofnic al meu, noi ne potrivim în toate, ofnic al meu. Ține-mă de mână, șoacă pe sănătate, haide-mă Printre invitații în acest an s-au numărat Cosmin Bârlan, Nelu Albu, dar și trei dintre soliștii locali îndrăgiți de public, Bogdan Oncioiu, Daniel Chițulescu și mai tânărul Daniel Chiță. Am intrat la voi întindă, hai bună seara. Am
căzut lumina prinsă, mai bună sara. Și muzica a mai bună, mai bună sara. Să stai de rece o săptămână, mai bună sara. Păi n-ar mai fi băgat de grele, ceapalele de lisoare.